Sfârșit editorial de săptămână cu celebrul Cornel Palade, care nu s-a ferit să abordeze nicio temă din viața lui, nici relația cu soția, nici, cum să zic, povestea fetei lui de succes, nici politica românească, nici relația cu Romica Țociu, nici participarea la ProTV în show-ul care i-a adus foarte multă simpatie, dar în care, pe undeva, ți s-a întâmplat și să fii, să intri într-o, cum să spun, combinație absolut nefericită, dar asta e. Ai spus că faci sport, dar mai mult pe calculator. Ai vorbit de cabană, cele două case, când ai făcut declarația de avere seara asta. Da, de-abia aștept să candidezi pentru Senat. Poate totuși le-am dat o idee ăsta de politică. A doua casă, care e? Aia, cabana aia, celebra ta? Da, cabana mea aia. Cabana din bârnă făcută. E o căbănuță. Adică am un living jos și sus trei dormitorașe. Și toate chestii. O bucată de teren frumos cu pădure pe el așa, pe marginea unui lac frumos. Se numește Valea Uzului. Este localitatea Dărbănești și cu morții de la baraj și sus la coada lacului. Acolo asta e o proiecție ta? Sau? E reală cabana asta? Este reală. E reală, nu e doar o proiecție. Nu, proiecția a fost înainte, când am luat terenul ăla acolo. La tine mă aștept la orice, adică mă aștept să... Și mi-a zis, am dat banii și azi nevastră mea. Ești nebun la cap, ai dat astea bani pe râpa asta. Și am zis, lasă-mă acolo, că nu se știe niciodată. Și am zis, măcar... Ai timp de ea? Mă duc cu rulota și o pun pe pământul meu și știu că stau acolo. Dar Dumnezeu a avut grijă și am reușit, am făcut o căbănuță acolo. M-am chinuit cu meseria și cu aia. Ai timp să mergi acolo? Da, să te recrezi? Da. Am timp să merg, dar am om care se ocupă tot timpul, este acolo. Deci nu e lăsată singură, așa că pot să rămân fără cabană într-o zi, sau care cu tot cu bârtă, da. La sfârșit, nu contează. E bine că totuși ți-ai făcut acest colț de rai. Da, vai, chiar e un colț de rai, să știi. Da. Nu știi cum miroase totul acolo, e fabulos. Acum, primăvara, când a înflorit păducelul, ce parfum ce nebun. După aia înflorește cimbrișorul. Și cum miroase tot aerul? Am cimbru în curte. Nu, dar este un cimbrișor sălbatic special care are un parfum fabulos. Fabulos, da. Cimbrișor. Așa. Iar toamna, după ce s-au desfrunzit copacii și cade prima zăpadă, plutește un parfum inegalabil în aer. Este nebun. Minunat. Măcar atât, deși pensia asta este o mizerie, nu credeam. Adică știam. Da, dar nu că mai de dar cât să mănânci, că n-ai cât să mănânci. Moșii la oameni ăștia care au căruțe de bani, păi mănâncă de 20 de ori pe zi, se îmbracă cu 7 rânduri de haine, dorm în 20 de 4 ori. Nu. Ce faceți vă cu atâția bani? Ce faci cu atâția bani? Că nu înțeleg. Adică mi-a dat o tâmpenie. Te redus grija. Acasă nu poți să-i ții că vine aia și ți-au gătuși și te omoară și bani. La bancă nu răspund aia decât în 100 de mii de euro mai mult nu primești înapoi. Unde să-i ții? Ce să faci cu bani? Toată viața trăiești în adrenalină de aia. Dispar din offshore. Nu e minte, bă, frate. Ce să faci cu atâția? Bine, mulți dintre oamenii care au foarte mulți bani reușesc să țină, să întrețină foarte mulți oameni care le dau joburi, să zicem. Undeva e o logică asta. Crezi? Dacă n-ar produce în statele capitaliste alea, ce puțin așa era până acum vreo 5, 6, 7, 8 ani. Domnul Mădă Ionescu, chiar mulți găina în altă curte. Vorbim de România. Vorbim despre România aici. Ce naibă? Unde nimic nu e ceea ce pare. Hai să-ți arăt ceva din vest. Imagini din vest. Fii atent, sunt foarte tari. Începem niște virale. Nu știu dacă l-ai văzut. Bănuiesc că nu m-am tari secvențele astea. Hai să-i dăm pe aia trei la pișoară. Da? Hai să începem tare de tot. Fiți foarte atenți, doamnelor și domnilor. N-ați mai văzut așa ceva. Poate ați avut șansa asta pe net, dar mi se par fabuloase aceste secvențe. Apropo de complexele bărbaților, mi se pare genială următoarea situație. Dați drumul. Da? Sau nu? Mai așteptăm un pic? Aici vedem altceva. Îl vedem pe Cornel. Aici cântai, nu? Da, aici este la un spectacol pe stadionul Arena Națională. Un spectacol în cinstea... În cinstea, în memoria. Întâmpiți. În memoria celor peste 40.000 de victime ale Holocaustului, adică COVID. COVID. Da. Ok.
Poate vorbim într-o altă ediție despre COVID. Hai să vedem acum ce găsiți. Dați drumul până găsim secvențele pe care le-am cerut. Mai să mai vorbim despre altceva. Pe care le-am cerut. Sau mai așteptăm, Gabi? Zim. Până se încarcă tot. Ah, bun, hai să dăm ce spun femeile despre bărbați. Men don't need women, women need men. Men could survive without women. If all the women disappeared tomorrow, men would be fine outside of reproduction. If tomorrow they made artificial wombs, what would they need a woman for? Who's a better companion, men or women? So men built the world. All the hard jobs are done by men. Mm-hmm. If men disappeared tomorrow, society would collapse. Men built the world that we complain about. Men can be alone, women can't. Women are social beings. We need attention. And men don't. You don't see women going out to the woods and just roughing it. That's a man thing. Who's camping and fishing? It's not us. Ai văzut așa ceva vreodată în spațiu public? Vezi femeile discutând în maniera asta? Se întâmplă în Statele Unite, da, unde apar bine, și astfel de perspective. Fata are niște carențe grave, adică e fugită de acasă, ca să mă exprim puțin colocvial. Bărbații s-ar descurca singur. Dacă ar da de niște utere și pântece artificiale... Azi din ora am vorbit. Care-i părerea mea despre femei? Și eu cred că fără femeie viața ar fi pustiu, înțeleg. Nu se poate fără femei, nu se poate. Ele îndulcesc viața, ele... Ne-am omorât între noi, ne-am... Este o tâmpenie, adică... Bate tot timpul, ne-am ucide... Dar nici nu pot să comentez o asemenea idioțenie. Sigur că foarte multe prostii se arată pe postul de televiziune și toți suntem siderați cum de oamenii pot să gândească și să înțeleagă așa. Fii atent, intrăm în lumea bărbaților. Deci le-am auzit pe aceste femei vorbind despre bărbați. Da. Într-o altă manieră decât suntem obișnuiți, hai să vezi pe bărbați la... Deci, fiți foarte atenți acum, sunt senzaționale imagine. Lumea bărbaților la toaletă publică. Trebuie să vă mesaj. Trebuie să vă mesaj. Trebuie să vă mesaj. Cine are chifteaua mai mare, înțeleg? Da, profund educativă. Da? Cum ar fi lumea bărbaților fără femei? Dar de ce e competiția asta? De ce sunt bărbați obsedați de aceste mări? Păi, de ce e competiția? Din ignoranță? Din... Dar nu e numai... Cine construiește genul ăsta de model? Nu este numai aici competiție. Cine construiește? Filmele. Pornografia, industria. Fiecare ca să iasă în față și celebritatea interesează pe toată lumea. Își pun, nu știu, inele în nas, lanțuri în urechi, săbii în gât, orice. Nu vezi, una? Am văzut o poză foarte bună pe TikTok, are și TikTok cu părțile lui bune, era una tatuată. Și avea perici băgate în nas, pești prin sprâncene, cuie, reclame pe frunte, pe față, scris, înțelegi? Și o aduce și o prezintă la familie. Și zice, pot să spun pe jlau așa, bagă un bip și tu. Da? Cum i-a zis mamai. Da. Și vine a bătrână, bunica și le zice, bă, v-am zis să mergeți la biserică, futu-vă în gură să vă pun de nenoroce. Bip, bip, bip. Știți eu, bă, dracu, la biserică, bă, nu avem cum să băgăm bipurile? N-aveți cum? Atunci taie, băgați flori. Avem cum, da, le-am zis, dar să-și imagineze, domnule, ce scuze, da? Da. Nu cred că se supără pentru așa ceva. Mai pun și un pic mai decoltat. Asta este lumea în care trăim și asta
Cum să faci bani buni cu inteligența artificială prin doar doi pași rapizi. Fiți atenți acum. How to make good money with AI with only two quick steps. Step 1, go to ChatGPT and search for the richest neighborhoods around you. Step 2, go to that neighborhood and rob a person. How to make good money with AI with only two quick steps. Step 1, go to ChatGPT and search for the richest neighborhoods around you. Step 2, go to that neighborhood. Rafi Bastos e unul dintre cei mai tari stand-up-uri din lume și foarte smart. Deci cam ăștia sunt cei doi pași. E și o ironie la adresa lumii în care trăim? A inteligenței artificiale? Fără educație, fără caracter, fără... Poți să ai tu banii lumii la tine. Ești zero barat în drum. Ești nimeni. Spre exemplu, am văzut o grămadă de oameni cu bani foarte mulți care nu știu să mănânce. Mănâncă niște rahaturi și e bun? E foarte bun. Înțelegi? Adică se uită acolo, cred că 180 de dolari, de euro. N-are cum să nu fie bun la prețul ăsta. Da, la prețul ăsta e minunat. Uită-te la ei. Uită-te la foarte mulți politicieni care nu știu să meargă pe stradă. Mă, tu n-auzi că nu știu să meargă pe stradă. Când îi vezi mergând, te întrebi, bă, ăsta e mersul lui sau se strâmbă? Sau dansează? Despre ce vorbi? Ce lume trăi? Vezi-ți de lumea ta și de viața ta. Nu te băga, n-are rost. Nu e lumea noastră. Nu intrăm în detalii, nu? Nici asta, uite, e lumea care ni se pregătește. Dar încă o dată spun, suntem siderați că se dau atâtea lucruri pe postul la televiziune și că unii tineri ne urmează imaginile. Și fiecare se întreabă cum de s-a ajuns aici. Păi cum? Eu am luat o imagine de acolo și am luat-o și ăla și ăla și ăla. Și toți suntem nemulțumiți. Ia uite unde am executat. Păi ne mai dați, fraților. Nu mai dați tâmpiți ăștia. Niște tâmpiți, niște idioți, niște cretini. Iar lumea trebuie să înțeleagă. Nu se face educație la televizor. Nu. Televiziunea este divertisment. Numai educație. Nu. Ce scuze. În acest moment, asta e ceea ce ne propun ideologii. Ce treabă avem noi cu ideologii? Noi trebuie să comentăm pentru că se încearcă și aici să ni se impună aceste modele. Uite, ăsta e unul dintre modelele occidentale. Sigur. Care acum o să ni se propună să ne scărpinăm în nas cu stâlpul de telegraf, spre exemplu. Și unii vor face asta, obligatoriu. Hai să vedem care e unul dintre modelele impuse. Stațiune Roma. Ce credea lumea de aici, scuipa, arunca cu pietre în ei. Trecu, bă, frate. Sunt fără probleme astăzi, liberi, și am văzut, ți-am spus înainte, am văzut secvențe din grădinițele americane. Unele dintre ele cred că le-am arătat, altele nu pot fi arătat. Și mi se pare inimaginabil faptul că sunt copii care ajung să imite, pentru că asta este și intenția, aceste comportamente. Le sunt induse de mici, se spală creierele, este o altă revoluție. Nu, este normal, asta este o, cum să spun, o latra omului. Omul e mimetic. El prima dată așa începe să imite și după aia începe să-și formeze convingeri. Pe genul ne întoarcem la, nu? La partea cu care ne-au combinat ăștia, Anunnaki. Alte secvențe dintr-un alt repertoriu. Dar n-ai cum să nu te uiți, mă, la așa ceva. Nu, stai, vreau să spun un lucru. Da. O imagine fără conținut nu spune nimic. Conținutul ăsta care? Păi n-are. Trebuie să vorbesc că ce conținut are. Păi n-are. Ce conținut are? N-are. Dar niște cârpe puse pe niște ochelari, o mustață, niște perciuni. E suficient să rupă pe net. Ci se vede un prost acolo. Asta văd eu. Da. Faza cu nu scap de sărăcie din România. Hai să vedem ce zice românul. Seara am pus o poză pe Facebook cum stau în BMW și cu 1000 de euro în mână. După 2 minute Facebook o șters și o zis că e fake și n-a scăpat de sărăcie. S-a întâlnit cu realitatea. S-a întâlnit cu realitatea. Extraordinar, a început să conștientizezi. Mare lucru. Sunt mulți oameni care, din păcate, din cauza acestor diferențe dure, sociale, au ajuns să se intre în datorii masive pentru a cât de cât aș crea iluzia că trăiesc și ei.
își cheltuie ultimii bani pe vacanțe pe care nu și le permit. Și nu poți să-i condamni. Își încearcă să-și ofere niște supape. Își cumpără chestii pe care nu știu dacă o să le mai aibă, pentru care o să mai aibă bani ca să le returneze vreodată. Fac credite, pentru că ăsta e sistemul. E bandit sistemul, încearcă să te prindă, să te distrugă. În Statele Unite ești suficient să te duci în Los Angeles și să vezi vreo 6.000 de oameni pe străzi. Pe artere care altădată erau minunate. Am văzut. Da? Mii de oameni, după criza din 2008-2009. Mii de oameni, nu mă după criza din 2000, și înainte. Și înainte, dar sunt mii de oameni. Los Angeles tot timpul au fost acolo. Stau în cortul, îți vai de mama lor acolo. Sunt de-astea case de binefaceri care dau de mâncare și stau la coadă la rând pentru un castron de ciorbă și pentru aia. Dar ei au ales viața asta. Nu. Ei au ales. S-au mădut niște iluzii. Și unii dintre ei au ales, alții dintre ei au pierdut pentru că nu au știut să-și facă acele calcule necesare. Cu iluzii, frate. Noi am fost săraci, am învățat așa. Trebuie să împărțești fiecare leuț. Prima grijă care este să funcționezi. Ca să funcționezi, trebuie să te alimentezi. Nu trăim ca să mâncăm, mâncăm ca să putem să trăim. Și atunci împart atâția bani cheltuia să am de mâncare, să dau familiei mele ca să-i asigur existența. După aia îmbrăcăminte. Ce luăm? Avem hăinuțe, avem cu ce să ne îmbrăcăm, să ai cu taie, cu aia, nu știu ce. Dacă ne mai răbăm și pentru bani, pentru altceva, în regulă. Dacă nu, pa, la revedere. Facem jucării din noi. Nu cumpărăm jucării, nu cumpărăm castele, nu cumpărăm palate, nu, că nu, nu cumpărăm mașini, nu cumpărăm telefoane, nu, că nu avem cu ce. Toată viața așa am funcționat. Am avut, am consumat. N-am avut, am răbdat. Nu m-am dus să mă împrumut, să iau bani de la bancă. Ba, am un singur împrumut care nu l-am achitat și ăla e din tinerețe. Mi-a dat un băiat, nu știu, să plătesc vreo 2000 de lei, cum erau atunci. Și n-am avut, după aia nu m-am mai întâlnit cu el. Acum, când aș vrea să-i dau banii aia, nu știu dacă îl mai găsesc. În rest, am încercat să-mi achit toate datoriile. N-am. Nu m-am dus la bancă pentru că trebuie să muncesc să plătesc dublu. Și n-am să pot să muncesc și după aia o să vină banca să-mi ia ce mai am. Decât să-mi arunc copiii de izbeliște, eu de-aia am ținut la familie, țin la unitate, la familie. Vreau să fie lângă mine toată lumea, să fie măcar asigurați, cei care sunt ai mei, care sunt în jurul meu. Să pot să-i ajut pe fiecare în parte și mă rog la Dumnezeu să mă ajute, să-mi dea, să pot să-i ajut și pe ceilalți. Ăsta mi se pare cel mai important lucru pentru viața mea. Nu vreau să-mi dea nimeni înapoi, nu mă interesează lucrul ăsta. Nu vreau recunoștință, n-am nevoie de lucrul ăsta. Dau pentru că îmi place să dau și pentru că iubesc oamenii și pentru că sunt dragi oameni. Și pentru că știu că sunt în suferință și că au dureri și nu pot să-i ajut pe toți, că n-am cum. Dar spune așa, nu-i da neapărat omului din ceea ce ai tu. Că nu contează dacă ai să ai. Dă-i din ceea ce ești. Din ceea ce ești tu. Și dacă nu ești? Dacă ești. Dacă ești. Dacă ești. Dacă nu ești, mare lucru, n-ai ce să dai. N-ai ce să dai. Mai avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii, din păcate. Mă rog, hai, dați-mi, îl găsiți pe cetățeanul ăla de culoare care își demachează iubita. Hai că-i funny. Îl găsim pe ăla. Bine, e o parodie. Apropo de lumea asta, găsim. Dacă nu, dați-o pe tantia pe care voia să o dați mai devreme, care arată... E o altă Românie. Da? Ați găsit machiajul? Hai să vedem. E foarte mișto ideea în sine. Bun. Se întâmplă și de-astea. Deci, vorbeam mai devreme despre iluzii. Da. Asta înseamnă să te hrănești cu iluzii. Exact despre asta. Să răstălmăcești realitatea și să crezi că trăiești în altă lume. Nu, lumea e aici, lângă tine. Viața te încearcă permanent în fiecare zi. În fiecare zi, viața spune obstacole, iar tu trebuie să știi să le treci. Și asta nu e rău, asta e foarte bine. Că după o cădere primești o experiență și înveți. Că din altă parte n-ai dacă, de unde. Dacă poți să înveți. Dacă sunt, trebuie. Sunt unii care tot cad, dar ar trebui să se ridice de fiecare dată. Teoretic, practic, s-a cam încheiat. Da? Teoretic, s-a cam încheiat, practic, de asemenea. Hai să mai dăm, o dăm pe cetățeana aia din România care, da,
care este din alt ciclu. Nu o să-mi spui că televiziunile au construit astfel de prototipuri. Că acum sunt pe net, e o altă lume deja. Au depășit faza din TV. Ce făceam la TV pe vremuri? Eu știu... Hai să vedem un pic, că nu mai avem timp. Asta cu TikTok-ul, sunt o grămadă. Puține și buzun, marele pâine. Îmi plac vorbele și plac vorbele. Mi-e frig. Vorbe puține și buzunarele pline. Eu îmi fac prezența, tu faci diferența. Îmi lipsește concurența. În valoare are o mare valoare. Sunt din cap până pecioare. Eu îmi fac prezență, tu faci diferența. Îmi lipsește concurența. În valoare are o mare valoare. Sunt... Astfel de lucruri nu pot decât să se nască compasiunea. Și sunt diferiți cretinei de ăștia care prind un copil de ăsta, da. Care prind un copil de ăsta și își bat joc de el, îl pune să fie, îi dă 5 lei și zice: "Ia, fă cântătură." Ea nu e copil. Da, ce e? Păi nu, apare, cred că am înțeles că are o istorie personală destul de zbuciumată, nu vreau să mă bag. Cum e, nu e copil? Uite-te la ea, uite cum se manifestă. E femeie. Uite cum se manifestă. Asta e altceva. Da. Păi despre asta e vorba. Da, asta e altceva. E o femeie care cred că... E o femeie care are grave probleme, iar ăștia profită și atunci aș spune și prostii mai sunt unii care își creează genul ăsta de abordare, sunt atât de pricepuți că își creează genul ăsta de abordare ca să mai facă rost de niște bani. Nu știu că e cazul ei, habar n-am. Dar o să încheiem totuși într-o manieră mai optimistă această emisiune, nu așa ceva. Cum? O să dăm un tip foarte talentat la final. Pentru că vorbim de oameni de excepție, aș vrea să cred că anul ăsta te vei întoarce în TV într-un proiect excepțional? Da, orice, sigur, e discutabil, n-au problemă. Cu Romica sau fără? Dacă am o tribună unde să mă adresez și pe mine mă interesează foarte mult România, mă interesează poporul, mă interesează publicul. Mă interesează că oamenii vor. Ai putea să faci o emisiune serioasă, te-ai vedea într-o dezbatere de asta, inclusiv pe zone politice, pe... Da, da, tot pe contre, tot pe... Tot pe contre. Tot... Normal că pe contre. Voiam să-ți mulțumesc din suflet pentru prezență, eu pentru discuție. Eu mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte mult. Și mă bucur că ești foarte bine și că arăți foarte bine. Mulțumesc. Și nu m-am mai văzut de multă vreme cu tine. Din tinereție noastră, când lucram pe la Național, dacă mai ții minte, exact. Ne vedeam acolo. Aveai emisiunea Miezul Problemei. Miezul Problemei. Iată, vezi? Care era ceva în perioada era aia. O emisiune foarte era, bună, era foarte interesantă. Parcă și oamenii politici erau mai altfel. Nu erau la nivelul ăsta de perversitate. Așa este. Nu închideți emisiunea. Dați totuși acele segmente pe care le-am promis cu un tânăr de geniu. Mulțumesc foarte mult, Cornel Palade. Succes în tot, sănătate și să ne revedem cu bine. Poate și la un prosecco, da? Cu drag. Urmăriți aceste secvențe la final. Un cadou și pentru Cornel și pentru voi toți cei care ne-ați urmărit în această săptămână. Rămâneți cu Metropola TV. Mulțumesc, Olimpic Forman, și pentru această ținută. Toate cele bune!